La valeur d'une personne, valoarea unei persoane. On dit que chaque personne, se spune că fiecare persoană, a sa place, are locul ei, dans ce monde, în această lume. On dit que chacun a, se spune că fiecare are, une mission à accomplir, o misiune de îndeplinit, sur cette terre, pe acest pământ. Et c'est vrai, și este adevărat. Mais pour pouvoir accomplir, dar pentru a putea îndeplini ce que nous devons accomplir, ce trebuie să îndeplinim, pour pouvoir être à l'aise, pentru a putea să fim confortabili, avec la place que nous occupons, cu locul pe care îl ocupăm, nous devons, trebuie, avant toute chose, înainte de toate, sortir de notre zone de confort, să ieșim din zona noastră de confort. Cel cu considere ce costuri să luăm în calcul, beaucoup d'efforts, multe eforturi, e assez de prise de risc și destule asumări de riscuri. El în considere că câștiguri să luăm în calcul, les plus grands, cele mai mari. Si nous sortons de notre zone de confort, dacă vom ieși din zona noastră de confort, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, vom da ce este mai bun din noi, nous découvrirons, vom descoperi, nous nous surpasserons, ne vom autodepăși, nous deviendrons meilleurs, vom deveni mai buni, nous verrons différemment la vie, vom vedea diferit viața, nous trouverons facilement les solutions à nos problèmes, vom găsi ușor soluțiile la problemele noastre și surtout, mai ales, nous oublierons, vom uita, le train-train quotidien, rutina zilnică. Le simple fait, simplul fapt, că nous pensons à sortir de notre zone de confort, că ne gândim să ieșim din zona noastră de confort, nous fait nous poser des questions, ne face să ne punem întrebări sur notre valeur, despre valoarea noastră. Sommes-nous considérés à notre juste valeur? Suntem apreciați la justa noastră valoare? Les gens qui nous entourent, oamenii care ne înconjoară, savent-ils vraiment, știu ei într-adevăr, combien valons-nous, cât valorăm? Sommes-nous contents de la valeur qu'on nous accorde? Suntem mulțumiți de valoarea care ni se acordă? Si la réponse est non, dacă răspunsul va fi nu, alors nous devrons changer d'environnement. Atunci va trebui să schimbăm mediul. Car la valeur d'une personne, fiindcă valoarea unei persoane, varie în fonction d'environnement, variază în funcție de mediu, et des gens qui l'entourent și de oamenii care o înconjoară. Par exemple, une voiture de collection dans une étable, o mașină de colecție într-un grajd, avec des vaches, cu vaci. Les vaches se ficheront de notre belle et chère voiture, vacilor nu le va păsa de frumoasa și scumpa noastră mașină, care ne connaissent pas sa valeur, fiindcă nu-i cunosc valoarea. Dar, si nous la présentons à un collectionneur de voitures, dacă o vom prezenta unui colecționar de mașini, il nous offrira beaucoup d'argent, el ne va oferi mulți bani pour l'acheter, ca să o cumpere,
car il connaît la valeur d'une voiture de collection, fiindcă el cunoaște valoarea unei mașini de colecție. C'est pourquoi, de aceea, nous devons comprendre, trebuie să înțelegem că la valeur d'une personne, că valoarea unei persoane varie în funcție d'environnement, variază în funcție de mediu et de gens qui l'entourent și de oamenii care o înconjoară. Choisissons bien l'endroit où nous voulons rester. Să alegem bine locul în care vrem să rămânem. Faisons attention aux gens qui nous entourent. Să fim atenți la oamenii care ne înconjoară. Entourons-nous de gens, să ne înconjurăm de oameni qui savent nous apprécier, care știu să ne aprecieze à notre juste valeur, la valoarea noastră justă. Si nous sommes au bon endroit, dacă vom fi la locul bun, entouré de gens qui nous apprécient, înconjurați de oameni care ne apreciază, qui nous lèvent, care ne ridică, qui nous respect, care ne respectă, qui ne doute pas de nos capacités, care nu se îndoiesc de capacitățile noastre, qui savent nous apprécier, care știu să ne aprecieze à notre juste valeur, la justa noastră valoare, nous pourrons réaliser nos rêves, vom putea să ne realizăm visurile et, și, surtout, mai ales, nous pourrons être contents, vom putea să fim mulțumiți de notre vie, de viața noastră. N'oublions jamais, să nu uităm niciodată, că notre valeur dépend, că valoarea noastră depinde de l'endroit où nous sommes, de locul în care suntem e de persoane qui nous entourent și de persoanele care ne înconjoară. Merci d'avoir regardé la vidéo, mulțumesc pentru că v-ați uitat la video, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, nu uitați să vă abonați gratuit à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel, franceza cu Gabriela. A bientôt, pe curând!